Bună dimineața! Bună dimineața! Namaste! Azi suntem într-o nouă zi, la 8 fix, așa cum o facem de obicei. Vă aștept cu yoga, cu stare de bine, cu relaxare. Vedem cine apare, cine apare. Să lăsați un coment să vă văd. Yay! Bună, Janina! Bună dimineața! La fel ca și ieri, v-am lăsat textul cu ce vreau să facem în fiecare zi când ne întâlnim. Vreau să fim cât mai mulți și vreau să reușesc să ajung cu ajutorul vostru în casele prietenilor voștri, să practicăm toți împreună. Și am trecut eu acolo ce și cum, pașii. Share la live, lăsați un singur comment sau mai multe, se ia doar unul în considerare și dacă ajungem la 100 în același timp, să fiți și voi pe fază, da? O să trag la sorți în acea zi o persoană care îi voi oferi o practică personală one-to-one online. Yay! Bună dimineața! O să vă spun că astăzi avem nevoie de un strap sau un cordon sau o curea. Da? Și pernuța binecunoscută. O pernuță, o curea de care o să ne folosim astăzi pentru anumite posturi, să le simțim mai bine. Și să vă mai spun că spatele este foarte important să ne fie drept, nu doar pentru postură și corectitudine, dar atunci când ai coloana dreaptă, activăm partea din fața creierului, cortexul, care este responsabil cu deciziile obiective, neinfluențate. Învățăm să fim noi mai obiectivi cu ce simțim, cu ce trăim, nu mai luăm atât de personal și trecem mai ușor prin fiecare etapă. Să știți că eu nu văd cât suntem live. S-a modificat puțin partea de live la video. O trecut pe o altă versiune. Nu știu, mă anunțați voi dacă suntem 100, da? Nu scrie nicăieri. Bun. Namaste, namaste. Sunteți și participanți noi, dar sunteți și yay, super 46. Dacă vede cineva cu trei cifre, să mă anunțe. Sunteți și oameni noi care poate practicați de puțină vreme sau unii care v-ați reapucat mai târziu, mi-ați scris voi acolo. Și ținem cont de toate lucrurile acestea. Îmi place să fim într-un ritm așa cu toții, în același ritm, să nu ne grăbim. Aveți grijă cu corpul vostru, aveți grijă cu ce se simte în el, nu tragem, nu depășim, nu forțăm, nu vrem să demonstrăm nimic nimănui, nici nouă însene, înșine. Bun.
Dacă ne-am adunat, mai spun o dată, să vă aduceți lângă voi o curea, un cordon sau un strat dintre acestea, dacă aveți deja acasă, de yoga. Pentru că astăzi vreau să lucrăm mai mult pe partea de zonă lombară și să eliminăm, dacă există, dureri sciatice. Nervul sciatic este destul de problematic atunci când îl forțăm stând foarte mult pe șezut, pe canapea, pe scaun la birou, da? Deci toată lumea să-și aducă un cordon cât mai tare așa posibil, o curea, și să aibă lângă pernuța aceea pe care o mai folosim la genunchi sau la șezut când stăm astfel. Okidoki, good. Bine. Haideți să ne găsim locul, să vedem dacă mă vedeți cu totul, un pic și jos, aici. Bun. Ne așezăm pe acea pernuță confortabil cu spatele drept. Deocamdată vrem doar să rămânem într-o postură neclintită, cu coloana întinsă și cu atenția doar la respirație, așa că odihneșteți palmele pe genunchi. Ușor trag bărbia către piept, dar atenție, rămân cu capul în linia coloanei. Da? Simbolic doar alungesc zona cervicală din spatele gâtului și respir pe nas și odihnesc abdomenul cu fiecare expir. Și îmi trimit atenția în zona centurii, abdomen și spate. Și acea zonă vreau să o relaxez mai bine cu respirația. Făcând postura aceasta mai confortabilă, acceptând-o. Și continuând cu respirația. Avem încredere că respirația relaxează foarte bine tot corpul. Inspiră pe nas, expiră, lasă umerii moi. Inspirăm, expirăm. Aduc palmele în centrul pieptului. Și fără nicio altă intenție decât aceea de a fi acum și aici, în acest moment, exact așa cum se simte, așa cum este, pur și simplu îl privesc din exterior și îl las să fie și mă ancorez respirației. Nici măcar respirația nu trebuie să fie într-un ritm anume, pur și simplu las-o să curgă pe nări. Exclusiv. Și oricând ai senzația că vrei să caști, cască și apoi continui. Încălzim palmele. Bine, 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 bine. Acoperim ochii închiși cu palmele și relaxăm umerii, lăsăm mai jos acolo să coboare, rămâi cu spatele drept.
Inspirăm și deschidem ochii în palme, privind sus, privind jos, fără puncte fixe, în laterale. Relaxează umerii și pieptul. Rotește ochii în cercuri către dreapta și schimbă Namaste. Scoatem de sub șezut pernuța, dacă o aveam. Și vom avea respirație alternativă nazală cu călcâiul șept în interior, aproape de pelvis, acolo confortabil, da? Nu chinui, nu trebuie să arate nicicum. Rămâi aici cu spatele drept, flexează brațul drept și așează mudra, felul în care ții palmă, se numește mudra, așa. Lasă palma stângă la sub brațul drept și odihnește-ți umerii, rămâi cu pieptul drept și cele două degete le așez pe frunte, între sprâncene și le ridic ușor sus pe frunte până când nara stângă este blocată de degetul meu inelar. Da? Inelarul apasă acolo pe laterală nara stângă și inspir pe nara dreaptă 4 secunde. Blochez nara dreaptă cu degetul mare acolo pe lateral și dau drumul ușor pe partea stângă nării și expirăm. Blochez stânga cu inelarul, inspirăm pe nara dreaptă 4 secunde. Blochează cu degetul mare pe lateral, expiră ușor pe nara stângă. Și continuăm, spatele întins, umerii moi, respiră cu abdomenul relaxat, inspiră pe partea cu degetul mare și expiră pe partea cu inelarul. Pe următorul inspir pe nara dreaptă 4 secunde, blochează cu degetul mare, ține puțin respirația înainte să expir pe partea stângă. Blocăm stânga, inspiră pe nara dreaptă, blochez și expir pe stânga. Ultima oară. Și pe următorul expir, lasă brațele moi și schimbăm partea. Vom avea călcâiul stâng în interior și dreptul în exterior. Și ține spatele drept. Blochează brațul drept la sub brațul stâng, lasă umerii moi. Și continuăm. Sunt aici mai aproape de voi. Așează astfel pe frunte, un pic mai sus, nara dreaptă este blocată cu inelarul, în lateral inspir pe nara stângă, blochez nara stângă cu degetul mare și expir pe dreapta. Este o ușoară mișcare laterală, stânga-dreapta, acolo între nări, inspiră pe partea stângă, blochează și expiră pe partea dreaptă. Și continuăm, ținem minte să inspirăm pe partea cu degetul mare și să expir pe inelar. Închide ochii și continuăm, inspiră pe nara stângă și expiră pe dreapta.
Și pe următorul expiră, liberează brațele, lasă-le moi, odihnește acolo. Inspiră amplu, expiră tot. Încă o dată. Și ușor, ușor, eliberează. Întinde în față picioarele, scutură-le bine de tot. Le întindem în față și luăm acel cordon pe lângă noi și flexez piciorul drept în laterală și așez talpa pe interiorul coapsei stângi. Rămâi egal acolo cu spatele drept. Agăți cordelina sus deasupra, între brațe. Expirăm, așezăm acolo, pe mijlocul tălpii. Poate undeva în zona mânturilor. Și dau drumul până acolo unde spatele îmi permite să-mi fie drept. Și dacă mai merge să mai cobor, flexez ușor coatele pe lângă mine și deschid pieptul. Inspir, expirăm, lăsăm capul jos și deschide pieptul. Dacă mai merge, mai prinde puțin acolo de coardă. Expiră jos. Inspirăm și expirăm și lasă respirația să curgă și simte în zona lumbară o alungire, o eliberare de tensiuni. Și schimbăm partea, întindem piciorul drept pe curea, pe cordon, pe ce ai tu. Așez piciorul stâng în lateral, rămân cu șezutul bine împământenit în sol. Trag ușor aici, flexez coatele, simt că deschid pieptul și las umerii jos. Inspirăm, te expir, cobor cu bărbia în față, mai prind puțin acolo de coardă, mai de aproape. Expiră și lasă capul jos. Inspirăm, expirăm până jos. Ultima oară. Și foarte ușor, foarte ușor mă ridic și întind ambele picioare, agăț acolo și trag aici pieptul sus. Avem tendința să mergem mai pe spate. Trage de piept în față, flexează ușor coatele, deschide pieptul și lasă tălpile la 90 de grade. Respir, nu trebuie să arate cumva anume, observă doar cum respirația lucrează în postură, puțin câte puțin, în fiecare expir corpul se mai detensionează dacă îl lași. Încearcă să observi asta ca din exterior, fără să te amesteci cu senzațiile, doar respiră prin ele. Și foarte ușor, ridică încet, încet, încet. Dă drumul. Lasă la o parte această coardă și flexează genunchiul drept și așează talpa peste piciorul stâng. Sus spatele, inspiră și trage brațul drept, deschide pieptul și așează palma dreaptă în spatele tău undeva la mijloc, fără să te lași pe ea. Menține mușchii spatelui activi, rotește trunchiul spre dreapta, cotul stâng în exteriorul genunchiului drept. Dacă nu merge, măcar trag puțin acolo cu palma. Iar dacă merge mai mult și vreau mai intens, deschid brațul înspre picior. Privirea va fi tot timpul în spate, peste umărul drept. Inspiră, nu te lăsa pe brațul drept. Expirăm și deschidem pieptul.
Încă o dată. Half Lord Fish Pose, o postură care activează metabolismul, elimină toxinele din corp. Trebuie doar să respir în abdomen și pe inspir îl umplu și pe expir îl strâng și îl mai rotez puțin. Și ușor eliberez, agăț cu brațul drept, degetele pocii de la mâna dreaptă, agăț piciorul drept prin interior degetul mare și deschid brațul pe partea stângă și las umerii moi și împing șezutul în sol și deschid pieptul. Dacă e nevoie, mai flexează genunchiul, dar întinde spatele. Deschid. Lasă umerii jos departe de urechi. Revin cu brațul și expir în față până jos. Și schimbă partea, stângul trece peste dreptul, spatele extind din nou înalt. Inspirăm cu brațul stâng în exterior, spate. Brațul drept în exteriorul genunchiului stâng. Privirea peste umărul stâng, talpa de jos rămâne activă, 90 de grade. Deschide pieptul, inspiră în abdomen, expirăm, deschidem puțin mai mult. Și ușor revin cu trunchiul în față. Mâna stângă apucă cu aceste două degete ale pocii prin interior degetul mare al piciorului stâng, împinge șezutul în sol, îndreaptă spatele, deschide brațul pe partea dreaptă, lasă umerii moi. Și ușor revină întâi cu trunchiul și expiră până în jos. Bun. Flexăm genunchii și așezăm în poziția copilului deschisă, varianta cu genunchii depărtați. Dacă nu ajunge șezutul până la călcâini, este absolut nicio problemă, poți să așezi aici o pernuță. Dar trage cât de bine în față brațele, linia umerilor, fruntea pe sol și coatele pe sol. Respira acolo. Dacă șezutul ajunge jos, este în regulă, nu ai nevoie de pernă. În ambele variante este bine. În funcție de corpul tău, respiră, relaxează aici gura, relaxează brațele, lasă moi umerii. Inspiră acolo în abdomen, umple-l cu aer. Expiră. Pe următorul inspir privesc în față, pe expir mișc vârfurile degetelor către dreapta, fără să trag prea mult de mine, pur și simplu las acolo capul, umerii și pieptul jos și împing ușor în vârfurile degetelor podeaua și simt acea lungire din zona stângă toată laterală. Revenim în centru, inspira aer mult aici în abdomen. Și pe expir, du-te pe partea stângă, expiră tot aerul acolo și continuă să respiri normal. Atât cât simți activată alungirea zonei intercostale, drepte, respiră până în braț, în umăr. Și revenim în centru. Și ridicăm foarte ușor.
aducem genunchii paraleli și activăm tălpile. Și foarte ușor rotim vertebră cu vertebră și ridicăm până sus. Mai ridic un pic să mă vedeți cu totul. Și trag brațele sus, deasupra mea, deasupra mea, deasupra mea, cu noada înăuntru. Și pe expir, cu privirea în față, coboară cu spatele drept, în Ardha Uttanasana. Expirăm, lasă capul jos în Uttanasana. De data asta lasă brațele jos, inspiră privire în față, Ardha Uttanasana și observă să treci pe mijlocul tălpii cu greutatea. Expirăm, capul jos, rămâi acolo cu brațele pe lângă picioare, moi, fără puncte fixe. Flexează genunchii, du-te în față și ne așezăm în downward facing dog. Respira aici. Inspiră, ne ridicăm pe vârfuri, pe expir, cobor. Inspir sus pe vârfuri, expir, cobor. Deschide pieptul. Pe inspir, trage de talpa dreaptă sus în aer. Flexează-o și adu-o în față. Împing în călcâiul din spate, deschide pieptul în fața ta, încă nu cobor genunchiul pe sol. Inspirăm, tragem de brațe sus, lasă umerii moi, expirăm palmele jos. Inspiră, poșește în fața ta, rămâi acolo, lasă capul jos, deschide pieptul. Inspiră, ridică spatele până la jumătate. Coloana întinsă, expirăm tot. Flexăm genunchii, trimitem talpa dreaptă în spate de data asta, în deep lunge, împinge acolo. Rămâi cu acea scoară aproape de tine, acel strap, adu-l în fața ta. Continuă să împingi în forță, în călcâiul din spate, să ridici sus în linia umerilor. Brațele deschise, umerii jos, expirăm, coboară, lasă palmele pe sol și poșește în spate, în downward dog. Respir. Inspirăm, traversăm în plank. Împinge în călcâie, coboară genunchii, pieptul și bălbia jos pe sol, chiar dacă nu mă mai vezi, coatele pe lângă tine. Expiră. Apoi lasă abdomenul pe sol și ridică pieptul cu umeri deschiși. Inspirăm, sus în downward dog. Inspiră, trage de talpa dreaptă sus în aer, adu-o în față, pășește cu toată talpa din spate stângă pe sol. Rămâi aici, lasă capul jos. Ia acel strap, du-l la spate și cu deschiderea umerilor, apucă acolo de bandă, de curea și lasă brațele să coboare aici. Revină ușor, încet, trimite noada în interior, lasă brațele să coboare și capul pe spate. Și revenim ușor. Dăm drumul benzii, flexăm genunchiul din față, lasă banda jos și trage brațele sus într-un warrior one. Șoldurile sunt în fața ta acolo, împing în exteriorul tălpii din spate, trag brațele sus.
Expirăm, downward dog. Pun palmele pe sol, pășesc în spate, respir. Foarte important să respiri. Lasă capul moale, nu mai vreau să controlez gâtul. Coborât acolo cu gravitația. Pe inspir, trag de piciorul stâng în aer. Îl flexez și îl aduc în față. Și aduc și talpa din spate puțin mai aproape. Și să rămân cu o distanță între cele două tălpi, ca și cum am un șențuleț între tălpi acolo. Rămâi, palmele pe picior, sub genunchi sau peste genunchi, unde ți-e bine. Împinge cu tălpile în sol, lasă pieptul să mai coboare, deschide pieptul. Ai acea bandă lângă tine, urea. Prinde-o la spate, pe lățimea umerilor tăi, trage brațele sus, cât deschide pieptul, cât se poate. Împinge în ambele tălpi și ușor împing în ambele tălpi, ridicându-mă, trage noada în interior, trage brațele spre spate, deschizând acolo în exterior încheieturile. Noada înăuntru și revenim. Lasă stracul într-o singură parte, flexează genunchiul la 90 de grade aici. Ridică brațele sus, palmele sunt în linia șoldurilor și în linia umerilor. Umerii în linia șoldurilor, șoldurile în linia umerilor. Respiră, expiră, palmele pe sol, inspiră, pășim în spate, downward dog. Relaxează capul, împinge bine în palme cu forță. Trage noata sus. Capul jos, relaxez. Mă ridic pe vârfuri și merg astfel până în marginea salteluței din față. Rămâi cu capul jos, acolo atârnat. Lasă brațele moi, mai rămâi. Și banda aceea pe care o țină clasa asta tot timpul pe lângă mine, o așez sub tălpile mele, în zona monturilor. Și în postura asta, cu pieptul drept, trag ușor acolo. Trag pieptul către tălpi. Și deschiderea un pic mai centrată pe tălpi, da? Nu în spate, da? Mă transform într-un L, drept, deschide pieptul, lasă capul jos, aceeași postură care am făcut-o pe sol, acum este în aer, se simte diferit și foarte ușor dau drumul, flexează genunchii. Și încet, încet, ridică capul ușor, până sus, respirăm, scuturăm, odihnim. Și deschide tălpile cât mai mult. Respirăm. Trage coatele în spatele tău și lasă pieptul în față, drept. Respir, observ iarăși unde sunt cu greutatea pe tălpi. Expirăm, lasă palmele jos sau ia pernuța aceea și așează-o în față. Așează-te acolo și dă drumul spatelui să fie drept și pieptului spre sol.
Dacă mergem mai mult, așează acea pernuță sau palmele în linia tălpilor, un pic mai în spate. Asta deschide mai mult pieptul. Și foarte ușor ridic cu palmele în șolduri, până sus, până sus. Deschid talpa dreaptă în exterior. Trag de brațe în laterală, noada înăuntru și trag ușor într-un triunghi în laterală. Vreau să ajung întâi pe laterală și apoi să deschid pieptul aici. Nu forța, nu-ți impune să ajungă palma de jos undeva mai jos. Pur și simplu observă ce te lasă corpul în această dimineață. Revenim încet. Adu talpa dreaptă în interior și deschide stânga în exterior. În lateral stânga și cobor, deschid. Revin. Și ușor aducem din ce în ce în ce mai aproape. Rămâi puțin acolo cu capul jos să relaxăm zona lombară. Și ușor revenim până sus. Ne luăm și banda aceea. Dacă ești în apropierea unei perete, e bine să te susții cu ajutorul palmei, dacă este cazul. Ce vreau să fac aici este să las toată talpa dreaptă. Eu am să las pe cealaltă ca să se vadă mai bine. Lasă piciorul drept jos pe sol și toată greutatea lui acolo. Flexează la spate talpa cealaltă ca să nu ne încurcăm. La tine stânga, la mine dreapta. Agăți acolo banda de talpă și ușor, pe măsură ce trag banda spre mine, talpa împinge în bandă și vreau să deschid pieptul. Și revin ușor și schimbă partea. Agață talpa, spatele tălpii, pe strap. Deschide. Împinge în piciorul din spate. Și foarte ușor, în control, ies de acolo și eliberez. Lasă acum jos capul, jos pieptul, odihnește. Flexează genunchii, ridică într-un chair pose. Sunt aici, noada înăuntru. Expirăm și lăsăm acolo până jos, cobor și mă așez pe sol. Bun, și respir. Și respir, și respir. Așezăm talpă în talpă. Deschid aici. Inspirăm cu spatele drepte, expirăm și deschidem. Vă mai uitați voi din când în când la numărul de live-uri, îmi spuneți voi, da? Deși aș vrea să fiți ocupați aici cu respirația în prezent. Inspirăm. Sus pieptul, sus pieptul. Flexează coatele, trimite pieptul un pic mai în față. Continuăm.
Împinge șezutul în sol, crește tu spre cer, coloana întinsă, fluturașii sunt drepți, fără popoașă. Inspir și expir. Încă o dată. Bun. Lasă tălpile astfel împreună, doar că le dai drumul puțin mai depărtate de corp. Și așează cordelina ta sub tălpi, în zona monturilor, pe la jumătatea lor. Da? Se vede. Bun. Rămâi cu genunchii depărtați, rămâi cu spatele drept. Și apucă acolo de coardă cu spatele drept, coborând încet, 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 încet. Poate am rămas doar aici, este foarte bine. Poate am mai coborât, e bine. Fiecare postură este în regulă. Ce e bine pentru corpul tău e bine. Da? Nu trebuie să fie la fel. Dacă simți că nu mai ai nevoie de cordelină, poți să așezi palmele pe tălpi și să lași coatele lateral a tibilor. Și să cobori acolo cu capul în expir și să-l ridici în inspir. Și nu doar stau acolo, ci activez perineul, împing șezutul în sol și trag de piept către călcâie. Coatele, brațele împing în tibi și îmi trimit pieptul. Vedeți? Se întâmplă mișcarea asta, spatele meu sunt aici. Și când împing pieptul, se întinde coloana mai mult. Asta trebuie să simți acolo. Respir. Relaxează. Și ușor, ușor, revenim, dăm drumul cordelinei. Întindem picioarele. Respirăm, mai tragem încă o dată cu respir. Expirăm. Încă o dată. Expir. Deja se simte mult mai bine decât prima oară. Da? Și foarte ușor. Revin. Dăm drumul tălpilor și aducem genunchii la piept, ne așezăm pe spate. Aduc genunchii strânși, vine la piept. Respir acolo. Mișcă-i ușor. În cercuri, masează acolo din nou zona lombară. Un masaj bine meritat. Tot ce a fost mai greu a trecut și schimbăm partea. E foarte importantă gândirea pozitivă, felul în care accepti sau pui perspectiva proprie în orice situație, modifică foarte mult starea de spirit. Oprim, mai verificăm pe unde ne este cordelina. Las piciorul stâng întins tot pe sol și agățăm aici talpa dreaptă sus. Da? Când faci asta, lasă-ți umerii jos pe sol, doar abdomenul este activ, nici măcar coarda ne ajută să alungim fără să folosim neapărat abdomenul, dar te rog să observi spatele și să lași tot pe sol de data asta, tot pe sol. Respiră, 90 de grade, împinge acolo tavanul, umerii moi, singura tensiune ușoară este în încheieturile palmelor. Respiră. Acum vei lua ambele părți ale coardei, le pui împreună și le prinzi cu brațul stâng, cu mâna stângă. Lași brațul drept în lateral, în linia umărului și ușor deschizi în lateral. Continuă să păstrezi tensiune în coardă, nu în altceva.
atât cât merge, cât încă rămâi cu șoldurile deschise către cer. Nu te duce de-a dura, nu trebuie să ajungă nicăieri talpa într-un fel anume. Pur și simplu, respiră și ține acolo brațul stâng. Și privește pe partea stângă. Și inspirăm ușor, trag de cordelină, poți să activezi puțin și abdomenul când ridic piciorul. Schimb mâna, rămân cu palma dreaptă, prinzând ambele părți și las piciorul să se ducă ușor în laterală stânga, rămâi cu șoldurile deschise. Dacă aveți loc pe unde să coborâți, coboară acolo cât merge, șolduri deschise, nu te duce de-a dura. Capul pe partea dreaptă. Ridică ușor de acolo la 90 de grade, ridică piciorul stâng, schimbă partea cu grijă, fără să mă grăbesc, cu abdomen activ, coboară piciorul drept. Nu te grăbi. Bun. Lasă jos, prinde acolo cât mai bine, dar lasă umerii moi. Respiră. Respir. Observă acolo cum se schimbă tot timpul postura. Cuprinde cu palma dreaptă ambele părți ale coardei, trimite în lateral stânga, unde ai loc, și lasă capul pe partea dreaptă, brațul stâng este întins acolo pe lateral jos. Observă dacă se simte undeva în zona spatelui vreo tensiune. Doar prin simplul fapt că am mutat capul pe o parte și ușor schimbăm. Brațul stâng cuprinde coarda, piciorul se duce pe partea dreaptă, brațul meu drept e întins pe sol, capul spre stânga, șoldurile deschise, doar piciorul coboară, nu ridic șoldurile. Umerii moi, spatele pe sol. Inspirăm, venim până sus. Aducem piciorul drept lângă cel stâng. Aceeași postură în al treilea fel. Dacă a fost cu șezutul pe sol și cu picioarele întinse pe sol, a fost cu... în picioare, cu pieptul coborât și varianta 3, avem spatele, umerii pe sol. Respiră. Foarte ușor, nu mai folosesc coarda de data asta, cobor încet, încet, încet. Coboară fără să cadă încă, cu tălpi active, activează abdomenul, nu-i da drumul, nu-i da drumul. Good! Excelent! Aducem genunchii la piept, nu vreau să mă gândesc ce înseamnă să mai ieși cățel pe lângă, să te vadă că te joci cu astea. Și mișcăm aici, rotim în ambele sensuri, circular. Și schimbăm rotația. Și întindem picioarele, de data asta piciorul drept în laterală, dreapta, și piciorul stâng peste călcâiul stâng peste piciorul drept. Dar important să așezi noada pe sol, să nu te duci de-a dura cu șoldurile, rămâi cu spatele pe sol, cu șoldurile deschise, doar picioarele spre dreapta. Același lucru spre dreapta cu brațele, cu umerii deschiși. Și încerc acolo să fiu cât mai alungită, dar în același timp cu umerii jos, cu șoldurile jos. Respiră.
într-o semilună. Respirăm. Și schimbăm ușor partea, piciorul stâng în laterală stângă cât să îl cuprindă cu călcâiul, piciorul drept peste și deschidă un pic mai bine acolo, în semilună. Arcuiește către stânga palmele și picioarele, respiră și lasă pieptul deschis, expiră și lasă pieptul moale, expiră și lasă spatele mai pe sol și ușor eliberează tot corpul în Shavasana, cu bărbia în piept și cu palmele deschise spre cer. Simte picioarele depărtate cât salteluța, ca de obicei tălpile cad în laterale moi, bărbia în piept. Ochii închiși și respiră cât mai amplu, cât mai rar. Se spune că atunci când respirăm rar, trăim mai mult, prelungim viața. Respiră și dă voie corpului să se odihnească în totalitate, dinspre vârful picioarelor până spre creștetul capului. Gura moale, dinții moi. Respiră în abdomen, observă-l cum se mișcă. Observă ce-ți mai relaxează expirația în corp și în minte. Ochii închiși ușor, revin în corpul tău și mișcă degetele picioarelor, degetele palmelor și ușor capul în laterale, fără grabă, ca și cum acum te trezești dintr-un somn prelung. Strânge genunchii, întoarce-te pe partea dreaptă și cu brațul drept sub cap. Rămâi aici, pe partea dreaptă, cu ochii închiși și odihnește tot corpul, mintea și tot sufletul. Rămâi acolo cu ochii închiși. Respirând amplu, și odihnitor. Ultima oară, inspiră amplu
Expiră tot. Și foarte ușor, când ești pregătit, cu ochii închiși, ridică-te încet, cu spatele drept, cu palmele împreună, în centrul inimii, în fața pieptului. Observă cum te simți acum în corpul tău și în sufletul tău și în mintea ta și păstrează această stare de bine cât mai mult. Încălzim palmele. Le așezăm undeva unde simțim că avem nevoie. Să avem o zi liniștită, pace în suflet și în vorbe. Namaste. Mâine dimineață, ghici, vă aștept la 8 cu yoga. Dați de veste și celor dragi. Sâmbătă dimineața facem yoga în pijamale în pat. Nu mai trebuie să vă schimbați locația. Și... nu știu câți am fost. A fost cineva pe fază. Cu drag aș vrea să... I'm back. Sunteți? Nu știu ce am făcut. Cu drag aș vrea să vă ofer o clasă privată de yoga one-to-one. În ziua în care suntem 100 live și sunt sigură că putem să facem asta, nu știu dacă am fost astăzi să-mi spuneți. S-a schimbat puțin live-ul la Facebook și nu mai mi-apar cifrele. Să-mi spuneți dacă sunteți bine, dacă aveți întrebări, sugestii, dacă v-a fost bine cu spatele și vă aștept cu drag toată săptămâna aceasta. Încercăm să ajungem la 100 live sau când vom ajunge voi oferi oricum acea ședință privată cu drag. Trebuie doar să dați share paginii înainte sau în timpul live-ului. Lăsați acolo un coment cât de mic, bună dimineața, namaste, ceva. Un singur coment se ia în considerare și e de ajuns. Și să bifăm cât mai mulți oameni cu stare de bine. Vă îmbrățișez și aveți grijă de voi. Namaste!